Salutare, dragii mei, și bine v-am regăsit la Tarotscop, dragii mei din Zodia Berbec sau cu ascendent în această zodie. Ioi, hai să vedem cum este posibil să fie săptămâna 11-17 mai pentru voi, dragii mei. O săptămână interesantă din ce văd eu aici, dar haideți să vedeți și voi că asta contează. Cărțile care au ieșit pentru voi, prima carte, pe primul rând, este Asul de Cupe. Foarte frumos, urmat de Cartea Universului. Așa cum vă tot spun, din ce țin minte la Zodia Berbec, vă aflați de ceva vreme într-un stadiu de finalitate a unei situații. Și încheiat cu această carte a persoanei false. Tutu, și mergem pe rândul din mijloc și avem prima carte, Asul de Săbii, urmat de Cartea Triumfului și încheiat cu această carte a femeii mature, care reprezintă soția sau mama. Pe ultimul rând avem cinciul de monede, urmat de cartea speranței și încheiat cu această carte a curtoaziei. Și mergem și mai departe și să vedem care sunt energiile. Vai, vai, vai. Așa. Energiile care guvernează săptămâna 11-17 mai pentru voi. Atenție că sunt foarte interesante. Letting go. A da drumul unei situații. Dați-i drumul. Dați-i drumul. Dați-i drumul. Și a doua, stripping illusions. A da niște iluzii deoparte. A vedea ceva cu claritate. Asta clar se va întâmpla pentru unii dintre voi în această săptămână. Și vine amorul Gebos și vă spune în felul următor. Prima carte este Free Yourself, eliberează-te și reia controlul vieții tale. Și a doua carte, rămâi optimist în ceea ce privește viața ta amoroasă. Și hai să vedem și restul de cărțuli. Ați avut și niște promoții aici, din partea oracolelor. Prima carte din oracolul avem aici la Caring Connections și anume acele relații de drăgăleală, de drăgăleală, drăgăleală, limba română, da, de iubire, de mi-mi-mi, mu-mu-mu. Urmată de această carte de Broken Heart, o carte a dezamăgirilor. Voi sunteți așa cu, să zic, nu fundul în două luni, trenul, sunteți între două situații în această săptămână, după cum se vede. Următoarea este cartea gânditorului, Thinker, Thinker. După care avem mesaje înaripate, o carte interesantă și vom discuta despre ea. Și spațiul dintre lumi, exact acolo sunteți sau veți fi în această săptămână într-un spațiu dintre două lumi, una veche și una nouă, așa că aveți mare grijă. Promoție și din partea îngerilor și avem prima carte din partea, primul mesaj din partea Serafinei și următorul din partea Merlinei. Tu-tu-tu-tu. Și acestea fiind spuse, vă urez la revedere. Nu vă urez la revedere. Nu, pentru că avem de discutat, pentru că este o săptămână interesantă, așa cum am spus, pentru unii dintre voi. Se tot, și tot vă zic, am mai zis-o și o repet, mulți dintre voi în această zodie sunteți de ceva vreme într-o perioadă de schimbare, sunteți într-o perioadă în care va trebui să lăsați ceva în spate, ceva care încă vă încăpățâna să nu lăsați. Poate că nu ați avut toate detaliile necesare, poate că ați considerat că nu aveți motive, să spunem, suficiente sau că situația în care încă vă aflați, unii dintre voi vă servește. Ok, în această săptămână apare ceva nou, categoric, se face lumină într-o situație. Posibil să fie relație de orice natură ar fi ea. Unii dintre voi veți descoperi, așa cum am spus, că o persoană matură, fie că este vorba de soție sau mamă, sau o persoană, o figură, să spunem, feminină importantă, vouă, a ascuns până acum ceva. Este ceva la iveală, o chestie care, evident, nu o să vă placă, dar este o chestie bună pentru că nu ați știut, evident, de ea până acum că a fost ascunsă și aceasta vă poate pune pe voi în mișcare să luați o decizie. Această descoperire, acest adevăr vă va face pe voi în această săptămână să
intrați în această energie a triumfului, a victoriei, ca și cum mulți dintre voi ați așteptat să vi se dea un motiv, să știți anumite amănunte ca să puteți încheia un ciclu, pentru că avem Cartea Lumii, mă rog, corespondentul Cărții Lumii din tarotul clasic. Și veți ajunge voi, veți încheia un ciclu, evident, dar veți ajunge și la acea stare de echilibru și satisfacție. Băi, am așteptat atât, am așteptat să se vadă ceva, uite că în această săptămână există această probabilitate, pentru că ați văzut, sunteți și susținuți de cele două energii de a renunța, letting go, și acea energie de care vă ajută să vedeți dincolo de niște iluzii în care voi ați trăit până acum, evident. Ați ținut cumva de ele și iată se arată această carte a speranței, a speranței voastre de a ieși din această energie de 5 de monede, care este cartea outsiderului, așa cum bine știți, cred că de acum ați învățat și voi cărțile de tarot, lasă că e foarte bine. Ieșiți din această energie de outsider, de a nu vă găsi locul în situația în care sunteți. Și vine această lămurire, apare acest adevăr despre falsitatea, să spunem, unei persoane sau despre niște secrete pe care această persoană le-a ținut sau a unor intenții mai puțin benefice care au fost ținute departe de ochii voștri, dar acum e foarte, foarte posibil să apară și e bine să aveți antenele pe recepție. Bun, și așa cum spuneam, ieșiți din această energie de a fi lăsați pe din afară sau a nu vă simți la locul vostru într-o relație sau într-o situație, într-un parteneriat, de ce nu? Că nu trebuie neapărat să fie o chestie de amor aici. Tot în această săptămână vă spun foarte clar și cărțile de oracol. Da, există această, să spunem, energie de broken heart, de inimă frântă, de dezamăgire, că e logic în momentul în care afli că cineva nu-ți vrea tocmai binele suprem și nu se gândește neapărat la binele tău, ci urmărește vreo agendă. Să spune că tot vorbim noi de agende și de conspirații în această perioadă. Normal că nu-ți convine, dar bun, trebuie să treci peste acest lucru, stai și gândește-te, da, ai această carte a gânditorului, stai și gândește-te la această situație, vezi de ce s-a întâmplat, ce s-a întâmplat și ce ai avut tu de învățat acolo. Până să ajungem la asul de cupe, că știu că pe la mulți dintre voi le așteptați, avem această carte la care vreau să fiți foarte atenți, aceste mesaje naripate. Cartea asta vorbește despre faptul că e posibil în această săptămână să existe niște discuții mai aprinse între voi și cineva din casă, din familia voastră, legate de finanțe sau, mă rog, nu numai de finanțe, așa scrie la carte, dar pot fi, ideea este că pot fi niște discuții mai aprinse între voi și membrii familiei pe diverse teme. Haideți să o punem așa, că nu toată lumea se ceartă de la bani. Cu toate că în perioada în care suntem și cu situația în care suntem, probabil banii sunt un subiect pe care mulți dintre noi îl abordează. Bun, trece și peste chestia asta, că nu are rost să rămâi agățat acolo în niște discuții fără sens legate de bani sau cine știe de ce. Și ajungem la asul de cupe și la cartea curtoaziei, care spune că unii dintre voi, dragii mei, indiferent că se află un adevăr, că este vorba despre nu știu, soție sau mamă sau parteneră sau whatever, o femeie importantă în care probabil sunteți într-o relație sau face parte din familia voastră și se întâmplă acest lucru, luați o decizie pentru că se ivesc, așa cum am spus, niște adevăruri, apare, că mă lălăi atâta, pentru unii dintre voi apare această, să spunem, acest început, această ocazie mai degrabă de început de relație. Poate apare cineva care vrea să vă cunoască, cineva posibil să fie cu intenții bune, deocamdată nu știm multe detalii, nu ni s-au oferit, dar clar va veni cineva în viața voastră în această săptămână, măcar să vă cunoască, măcar așa cu acea energie de curtoazie, de mi-mi-mi, mu-mu-mu, pentru că ați văzut, avem și această carte de
de iubăreală, gata, am găsit, ăsta e cuvântul pe care îl voi folosi, iubăreală. E posibil, da? Așa că, indiferent ce se întâmplă acolo, că aveți discuții în contradictoriu cu cineva din casă, că aflați niște adevăruri care o să vă doară, da? Vi se spune foarte clar, let it go, lasă să se ducă de lânștevie, da? Că tot... Asta este expresia a la Galați de lânștevie, ca să știți de acum dacă mai intră cineva în discuții cu mine și îi spun ceva să știe, ca să-i expresia de la Galați de lânștevie. Bun, deci dați lânștevie toate problemele astea și concentrați-vă pe partea frumoasă a lucrurilor, concentrați-vă pe ce ați avut de învățat din această relație, rămâneți optimiști, așa vă spune și amorul gheboz, da? Eliberați-vă, că va trebui să vă eliberați și cred că mulți o veți face în această săptămână pentru că se încheie, inshallah, acest ciclu și va trebui să vă eliberați dintr-o situație și să reluați controlul vieții voastre. Deci faceți acest lucru că este spre binele vostru. Ați văzut foarte clar, sunteți și un moment foarte important în această săptămână, sper să nu-l mai ratați că ați mai făcut-o. Este acel moment dintre lume, exact așa cum spuneam, în care voi din nou va trebui să decideți dacă rămâneți într-o situație doar de dragul de a fi într-o situație sau de frică. Nu știu, că nu o să vă descurcați într-o situație nouă, e acea frică de necunoscut. Mă rog, aici voi, cum spuneam, va trebui să decideți dacă încheiați acest ciclu sau nu, că dacă nu, mai lălăiți voi puțin și vine Universul și vă dă energia de turn și atunci nu o să mai aveți ce face. E alegerea voastră. Și mesajele din partea angelilor, așa cum am spus, vin de la Serafina și Merlina. Și Serafina spune în felul următor, sunt îngerul familiilor și o schimbare se va produce în familia ta. Iar Merlina zice în felul următor, ești confuz în această perioadă pentru că nu ai suficiente date, suficiente informații. Caută, da, do the research, și apelează eventual la sfatul unui expert, da, pentru a te ajuta să te lămurești. Puteți să apelați și la sfatul unui expert sau discutați cu un prieten, o prietenă bună. Dar vă spun eu că ceva iese la lumină în această săptămână și pe unii dintre voi o să îi ajute acest lucru pentru a lua o decizie și a închide în sfârșit un ciclu din viața lor în care tot se lălăie și tot o trag de păr acolo de... Ați zăpăcit universul. Bun, dragii mei, din zodia Berbec sau cu ascendent în această zodie, iată-te. Cam astea sunt energiile pentru săptămâna 11-17 mai pentru voi. Aștept comenturile voastre ca de obicei în secțiunea de coment și dacă vreți să stăm de vorbă și în particular, aveți toate datele mele acolo și mă puteți contacta, dragii mei, și în funcție de timpul pe care îl am, putem face acest lucru. Dragii mei, până data viitoare, când ne revedem, reîntâlnim și regăsim și nu mai știu că era ceva cu la Taronscop, știți foarte bine că eu vă pup și vă iubesc.